Bine v-am găsit, vorbim astăzi printre altele despre rapperul Tupac Shakur, despre celebrii spioni americani Julius și Ethel Rosenberg și despre una dintre cele mai ascultate voci din muzica actuală, Lana Del Rey. Așadar... La 16 iunie 1993, în România a avut loc inaugurarea primului post privat de televiziune. De fapt, era primul post de televiziune independentă din Europa de Est, după căderea regimului comunist. Se numea SOTI. SOTI e, de fapt, un acronim. O denumire desprinsă parcă din vâltoarea evenimentelor de după Revoluție. SOTI vine de la Societatea pentru Organizarea unei Televiziuni Independente. Așa erau vremurile, așa erau titlurile. Astăzi e simplu, ProTV, Antena, Digi. Atunci se vedeau știrile cu Andreea Esca la Societatea pentru Organizarea unei Televiziuni Independente. A fost primul pas pentru multe alte vedete actuale de televiziune ca Lucian Mândruță, Andreea Bereclanu și Amâd. Emisia se făcea pe canalul 2 după ora 23 când înceta emisia canalului TVR2. Cei mai tineri dintre voi știu că sunt nedumeriți încă. Ce e cu canalul 2 ăsta? Emisie noaptea? Dar important e să știți că prima televiziune privată din România se numea SOTI. În zi de 16 iunie 1971 se năștea Tupac Shakur, my man. E considerat unul dintre cei mai mari rapperi din toate timpurile. Și nu degeaba. Apare în cartea recordurilor. E rapperul care a vândut cele mai multe albume din lume. Vorbim de peste 120 de milioane de bucăți. Iar cântecele lui au răsunet și astăzi, pentru că subiectele au legătură cu rasismul, cu abuzul de droguri, cu viața din cartierele sărace, așa numitele ghetouri, subiecte care, iată, astăzi sunt aduse mai mult decât oricând în prim plan. A fost văzut dintotdeauna ca un simbol al rezistenței împotriva inegalității între oameni. Dar nu a fost deloc băiat cu minte. În 1995 a intrat în închisoare, unde, surprise, a lansat un album. Și ce album? Se numea Me Against the World. Imediat a ajuns number one în Billboard 200 și a rămas acolo timp de 5 săptămâni, făcându-l pe Tupac singurul artist care a avut un album pe primul loc în topul american, în timp ce era în închisoare. Un an mai târziu, înceta din viață în urma unui atac armat. Las teoriile conspiraționiste care continuă și astăzi în legătură cu moartea lui, să spun mai degrabă că în 2002 a fost introdus în Hip Hop Hall of Fame, iar în 2017 în Rock and Roll Hall of Fame. Se află de asemenea în lista cei mai mari 100 de artiști ai tuturor timpurilor. Listă întocmită de către celebra publicație Rolling Stone. La 18 iunie 1925 a venit pe lume o lege care ne face tuturor și astăzi viața mai bună. A fost votată legea pentru reglementarea repausului duminical și sărbătorilor legale. O modificare a unei modificări a unei legi din 1897, dacă vreți. Toată lumea, indiferent dacă lucra la stat sau la privat, avea dreptul la o duminică liberă și 11 zile sărbători legale pe an. Eu zic că astăzi e foarte bine, cu weekend și cu o grămadă de zile libere într-un an. La 18 iunie 1942 se năștea Paul McCartney, că tot vorbeam de simboluri. Paul McCartney e desigur un alt artist simbol al secolului al XX-lea. Se află în cartea recordurilor ca fiind compozitorul cu cel mai mare succes din istoria muzicii. Are 29 de single-uri care au ajuns pe locul întâi în clasamentele din Statele Unite, dintre care 20 au fost interpretate de The Beatles, al cărui membru a fost atât de mulți ani. Paul McCartney a produs și coprodus 50 de piese de top 10, mai multe decât oricare alt producător, însă cele scrise împreună cu John Lennon au rămas în istorie drept cele mai bune din muzica pop și rock. Cele mai cunoscute cântecele ale trupei The Beatles au fost scrise de Paul McCartney, printre ele celebrul Yesterday, cântec difuzat de milioane de ori la radio și interpretat până acum de peste 3000 de artiști. Mai este deținătorul unor recorduri mondiale, dar ca să o scurtez, iată un exemplu. Împreună cu cei de la U2 a cântat piesa Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band în cadrul concertului Live Aid din 2005. Piesa va fi lansată la doar 45 de minute după ce a fost cântată și, în doar câteva ore, ajunge pe locul 6 în topul
Despre asta este vorba. Paul McCartney a primit distincția de cavaler din partea coroanei britanice. Este Sir Paul McCartney. Iar în 1999 a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame. La 19 iunie în anul 1953, soții Julius și Ethel Rosenberg au fost executați pe scaunul electric în celebra închisoare Sing Sing. Acuzația oficială, spionaj. Ar fi livrat Uniunii Sovietice secrete de stat, printre care și informații importante despre bomba atomică. Iar în felul ăsta, rușii și-au construit propria lor bombă atomică. Procesul a fost supranumit procesul de spionaj al secolului, dar a durat numai 2 zile și s-a lăsat cu manifestații. Mulți îi credeau nevinovați. Parte au fi fost nevinovați, dar istoria a demonstrat că au spionat într-adevăr pentru Uniunea Sovietică. Au fost ultimii americani executați pentru spionaj. În 1993, în încercarea de a le reabilita numele, cei doi copii ai soților Rosenberg au deschis un nou proces de revizuire, unde Ethel și Julius Rosenberg au fost achitați. În data de 21 iunie 1985 e născută Lana Del Rey. E una dintre cele mai iubite cântărețe americane și datorită muzicii sale, dar și datorită prezenței mai discrete în fața reflectoarelor. Lumea o iubește, printre altele, pentru că nu încearcă să fie o divă, un star pop. Lana Del Rey a fost influențată de numeroși artiști, noi și vechi. Dar găsim în cântecele ei un soi de nostalgie către America anilor 50-60. Are 6 albume la activ, ultimul, Norman Fucking Rockwell, a primit o nominalizare la Grammy chiar anul ăsta, dar se știe a câștigat Billie Eilish. De altfel, până acum, Lana Del Rey a fost nominalizată la 6 premii Grammy în total. Încă ceva, se zvonește că Lana Del Rey o va juca pe Priscilla Presley într-un film biografic despre viața lui Elvis Presley. Ia priviți ce seamănă. Asta a fost tema pentru astăzi. Revin cu alte subiecte în următorul episod, în săptămâna care va să vie. Pe curând!